Tinerii fermieri și cei care dețin ferme mici pot primi sume importante de bani pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole dacă accesează sub măsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Sprijinul public acordat prin PNDR 2014-2020 este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole. Pentru că această submăsură a stârnit interesul multor fermieri, la dispoziție potențialilor beneficiari, pe lângă ghidul solicitantului, a fost realizat un material ce oferă toate informațiile despre această linie de finanțare. AFIRUL a conceput un material construit special, deci pe lângă ghidul solicitantului, care este un document tehnic și detaliat, un material în vederea îmbunătățirii modului de înțelegere, de asimilare a ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene. Reprezentanții instituției precizează că este prima dată în acest exercițiu financiar 2014-2020 când există o alocare distinctă pentru tinerii fermieri din afara granițelor țării. Însă, pentru a fi declarați eligibili, trebuie să îndeplinească anumite condiții. Sesiunea de proiecte se desfășoară până pe 15 octombrie 2020 sau până la epuizarea fondurilor alocate acestei sesiuni. Au absolvit un program de studiu în domeniul agricol, cu cel puțin cu un an înainte de a depune cererea de finanțare, fie că este postuniversitar, universitar sau preuniversitar, într-o țară membră UE sau într-o țară terță UE. De asemenea, au avut un loc de muncă pe o durată de cel puțin 3 luni, în ultimul an, înaintea depunerii cererii de finanțare. Fondurile totale disponibile prin submăsura 6.1 pentru sesiunea din acest an sunt de peste 43 de milioane de euro, din care 20 reprezintă alocarea pentru tinerii fermieri din diaspora. La nivelul județului Olt, în actualul program PNDR 2014-2020, au fost selectate pentru finanțare 555 de cereri pentru submăsura 6.1, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.